Da? Lapte, lapte de la noi, lapte de la prins. Țară, da? Și am făcut lapte prins. Cum l-ați pus la da. Prins? L-am pus la prins, jumătate fiert, jumătate crud. Și-l punem ca să fie mai la fier să lăsăm să se răcească un pic, după ce se răcește. Ca să nu fie la rece și ăsta fierbinti. Exact, fie, pentru că el exact, se strică. Dacă, dacă nu se strică. Deci temperatura amândouă trebuie să fie la fel. Și ăla fiert trebuie lăsat la temperatura celui care nu e fiert. Și amestecate amândouă. Laptele iese mai bun. O să vă arăt. El, l-am ținut în frigider. Vedeți, vrea să smântână. Este asta de deasupra. Dar mai de desubt. El vine amestecat normal. Vedeți cum se face dacă puneți jumătate fiert. Deci se fac calupuri. Cum se numește cei de desubt? Normal, el lasă un fel de zer. Da. Știți cum îi zicea înainte? Chișleag. Chișleag. Lapte prins. Faceți și lapte acru cu cuib de smântână? Nu. Nu e o